Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul Ministerului Administrației și Internelor. Discuțiile au fost conduse de președintele Centrului Național de Integritate. El a cerut participanților să identifice factorii specifici fiecarei instituții care generează acte de corupție. Fiecare caz a fost analizat îndelung de cei prezenți care au venit cu propuneri pentru ca numărul acestor evenimente să se reducă. Am invitat acele instituții care au și niște riscuri în interiorul instituțiilor lor. Este vorba despre vamă, despre garda financiară, despre poliție, despre primării, nu? Pentru că aceștia administrează bani publici. A fost foarte important să avem discuția cu dânsii, dar mai ales să și reiasă ceva în urma ei. Le spuneam colegilor dumneavoastră, celor de aici din județ care au fost prezenți, că față de ultima noastră întâlnire, câteva măsuri au fost și implementate. Ceea ce ne propunem noi aici nu este să-i acuzăm pe unii sau pe alții de diverse fapte, ci dimpotrivă să găsim soluții. Ca și angajat al structurii Ministerului Administrației și Internelor, noi suntem supuși la anumite greșeli și în acest fel consider că foarte important este să prevenim, dar în același timp să și relaționăm foarte bine. Trebuia să începem de undeva. Uitați-vă că în statele civilizate ale Uniunii Europene, numai prin simpozioane, ONG-uri și fundații, putem acapara atenția parlamentarilor ca să putem pune în practică o legislație adecvată pentru anticorupție. În primul rând trebuie să continuăm activitatea de pregătire a cadrelor, să punem accent pe activitățile de prevenire, de conștientizare, de schimbarea mentalității profesionale, de îmbunătățirea codului deontologic și de aplicarea exactă a prevederilor legale. Centrul Național pentru Integritate, instituția care a coordonat evenimentul, este cel mai nou organism care luptă împotriva corupției. Instituția întocmește analize și rapoarte semestriale privind progresul în combaterea fenomenului.